Salutare, oameni buni, și bine ați venit pe canalul Adevăruri Secrete. Atunci când Rusia amasează trupe într-o regiune și le pune în așa fel încât să dea bine în pozele din satelit, mesajul este de regulă unul fără echivoc și nu prea lasă loc la interpretări. Fie chiar se pregătește o invazie, fie acesta este felul lui Vladimir Putin de a transmite mesaje Washingtonului că este nevoie să discutăm. Despre asta vom vorbi în episodul de astăzi. Însă înainte să începem, dacă vrei să fii la curent cu lucruri care nu apar în media coruptă din România, apasă butonul roșu de subscribe și clopoțelul. E bine, prieteni, haide să vorbim un pic despre Rusia. Acum câteva luni, Rusia făcea manevre militare uriașe, numite Zapad 2021 la granița NATO. În ciuda uriașelor manevre militare, exercițiul militar numit Zapad 2021 sau Zapad 21 de la granița NATO și a concentrărilor masive de trupe la granița Ucrainei, granițele Europei totuși până în acest moment au rămas la locul lor, fiind scutite de spectacolul ofensivelor cu tancuri și soldați care strigă ura. Finalul acestui an, prieteni, însă vine cu un nou val de amenințări, un nou val de tensiuni, care sunt dublate de temerile serviciilor secrete americane referitoare la o iminență a invaziei pe bune a Ucrainei la începutul lui 2022. În momentul în care se masează trupe într-o anumită zonă și ele se masează la vedere, cum face acum Federația, avem un semnal dublu. Este vorba de o amenințare de tipul: putem ataca, avem capacitatea de a o face, iată, vorbim deja de 100.000 de soldați în zona respectivă. Pe de altă parte, este un alt fel de mod de a negocia. Avem niște nemulțumiri geopolitice, vă dovedim voința noastră reală de a lupta, știți bine din istorie că am mai făcut-o recent, am reacționat violent la ce s-a întâmplat odată cu momentul Maidanului. Săptămâna trecută, analistul militar Claudiu Degeratu spunea că mesajul Moscovei este că armata rusă e în stare să-și păstreze capacitatea de luptă permanentă în regiune. Ideea este că rușii își pot desfășura rapid trupele. Rusia dispune de serviciul de luptă permanent, forțe strategice care sunt mereu într-un grad de alertă foarte ridicat și care sunt capabile de intervenție în mai puțin de 24 de ore. Să ne așteptăm la o invazie sau la un război hibrid? E bine, de ce ar fi puțin probabil un război convențional la scară mare la granița Ucrainei? Oficialii americani vorbesc despre dovezi care arată că Rusia ia în calcul importante agresiuni împotriva Ucrainei. Statele Unite au avertizat că Moscova va plăti un preț ridicat dacă va trece la fapte. Suntem profund preocupați de dovezile că Rusia a făcut planuri pentru acțiuni agresive semnificative împotriva Ucrainei. Planuri care includ eforturi în vederea destabilizării Ucrainei din interior, precum și operațiuni militare la scară mare, a spus șeful diplomației americane Antony Blinken la reuniunea NATO de la Riga. Majoritatea analiștilor consideră că varianta unui război pe care îl așteptăm cu toții, adică un război clasic, în care am vedea desfășurări ample de forțe, pe multiple fronturi, cu ofensive de tancuri și baraje de artilerie, după moda doctrinii sovietice din perioada războiului rece, este în acest moment foarte puțin probabil. Este aproape imposibil, nu are sens să apelezi la un astfel de conflict clasic când poți să apelezi la varianta hibridă, care e aproape același lucru, numai că spui că nu ești tu, nu ai nicio legătură, spune unul dintre analiștii militari. Și bineînțeles, aparent, Rusia și-ar putea atinge teoretic obiectivele doar printr-un astfel de război, în care intervenția Moscovei este disimulată prin actori neasumați, mercenari, separatiști proruși, omuleți verzi, extraterestri și tot ce vă închipuiți, iar forțele convenționale să acționeze la intimidare, pe post de sperietoare. Ideea într-un război clasic este să ocupi teritorii, însă Rusia nu este interesată să ocupe Ucraina în întregime. Ea are nevoie doar de două regiuni pentru a face legătura cu Crimea și probabil că oricând va avea posibilitatea reală să pună mâna pe cele două regiuni, Vladimir Putin o va face, iar aceasta este miza unui eventual conflict hibrid în luna ianuarie. În caz de reușită, s-ar putea bloca orice ieșire a Kievului la Marea Azov. În plus, un astfel de eveniment ar avea consecințe politice directe, care ar duce la prăbușirea încrederii în autorități și clasa politică din Ucraina. Este foarte probabil ca scopul real al lui Vladimir Putin într-un astfel de scenariu este ca să destabilizeze clasa politică care este ostilă regimului Putin.
Orice instabilitate politică de la Kiev îi aduce lui Putin niște beneficii, chiar dacă nu reușește să-și impună neapărat un pion de tip Lukashenko. E greu de găsit un Lukashenko în ziua de azi și nu se mai fabrică, spun unii analiști politici. Atitudinea agresivă din urmă cu o săptămână a Moscovei poate fi interpretată prin faptul că la finalul anului 2021, președintele american Joe Biden este așteptat să prezinte în Congresul SUA noua strategie de securitate națională. Întrebarea este dacă în această strategie va exista un capitol despre Ucraina și Marea Neagră. Rușii anticipează acest lucru și pun presiune pe SUA în speranța că acest capitol nu va fi inclus în strategie. Sau, după cum s-a exprimat ministrul ucrainian al apărării, Vladimir Putin se află în acest moment într-un punct de inflexiune, în care va decide ce cale e mai bună de urmat pentru Rusia. Arderea podurilor și otrăvirea fântânilor prin traversarea frontierei cu Ucraina sau o demonstrație de forță menită să transmită un mesaj și eventual să obțină un câștig în această criză. Să nu uităm că acesta face parte din stilul rusesc. Iată cu ce vă veți confrunta dacă nu vă potoliți. Este însă o negociere care are în spate o capacitate reală a lui Vladimir Putin de a fi agresiv. Și atunci serviciile secrete occidentale ale NATO sunt în situația de a calcula probabilități, de a lucra cu aceste probabilități. Și știm că există o probabilitate mare, aproape 50% de a vorbi de un conflict militar real, nu neapărat de unul clasic. Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin a declarat deja că dorește să înceapă negocieri cu NATO pentru a împiedica alianța să se extindă spre estul Europei, inclusiv cu arme aproape de frontierele Rusiei. În dialogul cu SUA și aliații lor vom insista să ajungem la acorduri concrete, care să excludă continuarea apropierii NATO de Est și desfășurarea în apropierea teritoriului rus de sisteme de arme care ne amenință, a spus Putin, care a subliniat că Rusia are nevoie de garanții juridice, întrucât țările occidentale nu și-au respectat angajamentele verbale. Putin a mai continuat. În special, toată lumea știe despre promisiunile verbale că NATO nu se va extinde spre Est, dar iată că s-a întâmplat exact contrariul. Aici Putin referindu-se la extinderea aliată către țările din fostul bloc comunist din 1999. Aici vorbim de Polonia, Ungaria, Republica Cehă, în 2004 Bulgaria, România, Slovacia, Slovenia, Lituania, Estonia și Letonia. Să nu uităm, prieteni, că Ucraina este un partener NATO foarte, foarte important. Și alianța NATO va oferi acestei țări sprijin politic și practic, confirmat chiar marți de secretarul general NATO. În replică, președintele Vladimir Putin a numit extinderea infrastructurilor militare a NATO în Ucraina drept o linie roșie despre care el speră să nu fie depășită. Cum putem traduce, prieteni, în acest caz, infrastructura NATO? Și care sunt motivele pentru care Vladimir Putin este deranjat de acest lucru? Ei bine, teama de rachete este teama cea mai mare pentru că Rusia folosește acel raționament folosit și în cazul României. Dacă pui niște rachete defensive, cum este scutul de la Deveselu, le poți oricând schimba cu niște rachete ofensive. Dar nu aceasta este problema reală. Problema reală este că orice tip de infrastructură NATO înseamnă niște trupe care să păzească acea infrastructură. Că vorbim de rachete, că vorbim de artilerie, avioane, că vorbim de unități de marină. Înseamnă trupe occidentale acolo, în acel loc. Cu alte cuvinte, este cam ce a făcut NATO după anexarea Crimeei, în cazul României. Poliția aeriană întărită pe care NATO o realizează de la baza din Mihail Cocălniceanu, dronele americane de la Câmpia Turzii, ori prezența permanentă de trupe americane pe teritoriul românesc sunt doar câteva din aceste exemple. Practic se transmite mesajul că un atac împotriva României este fizic un atac împotriva americanilor, căci ei sunt aici în România. Acest lucru se va întâmpla și în Ucraina, din momentul în care e infrastructură NATO. Rusia și-a pierdut capacitatea de a mai amenința Ucraina. Ei bine, este practic interesul Rusiei să cucerească teritoriile pe care le are de cucerit pentru unirea Crimeei, înainte ca Ucraina să devină infrastructură NATO. Este destul de evident. Asta a fost pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut acest material, dați un like și distribuiți-l mai departe. De asemenea, nu uitați să vă abonați apăsând butonul roșu de subscribe și clopoțelul. Este total gratuit și vei afla de fiecare dată când lansăm materiale noi. Până data viitoare, vizionați și alte materiale foarte interesante de pe canalul Adevăruri Secrete și să ne auzim cu bine, dragi prieteni!